Probabil că frumusețea și melancolia unei zile de toamnă l-a îndemnat, stimați telespectatori, pe compozitorul Leo Brauer să intituleze melodia din care am ascultat la acest început de emisiune un scurt fragment, O zi de noiembrie. Iar sunetele chitarei, un instrument ce își are rădăcinile în epoca renașterii și pentru care renumitul creator cubanez a scris nenumărate lucrări, transmite noi anul de emoții și culori ale acestui anotimp. Și pentru a completa impresionantul tablou al toamnei în capitală, începe astăzi cea de-a șasea ediție a Festivalului Internațional Serile de Chitară, un proiect al Asociației Culturale Chitara Logos. Domnule Soare, și în acest an, capitala găzduiește această importantă manifestare dedicată chitarei. Este un proiect de succes care a început în anul 2008 și care s-a dezvoltat cu fiecare ediție. Care este istoria lui? Am început acest proiect, într-adevăr, în 2008, alături de regretatul Petru Maier Bianu, un foarte bun prieten care a plecat dintre noi. Și inițial să spunem că l-am început așa, ca o joacă. Prima ediție a fost, de fapt, o istorie a instrumentului. Am pornit din Renaștere, ajungând până în epoca modernă. După care, la a doua ediție, ni s-au alăturat prieteni, au fost și muzică de cameră, au fost diverse ansamblu care au cântat, la același lucru s-a întâmplat și la a treia ediție. Numai că de la a patra mi-am propus să extind, mi-am propus să creștem, da? să facem și un pic și altceva. Și atunci am deschis cumva porțile către Occident, invitând doi chitariști români care au o carieră acolo, pe Mircea Gogoncea, după cum bine știu cei care știu, era considerat copilul minunei la chitare acum vreo 10 ani. Așa este, da. Așa, și pe Cristian Grămesc, care au venit, au încântat publicul de la Palatul Șuțu, pentru că trebuie să menționez că aceste prime 3-4 ediții s-au desfășurat, de fapt primele 3 ediții, la Palatul Șuțu, în cadrul stagiunii Iosif Sava a Fundației Acum. Iar din ediția 4-a, de fapt, invitându-i și pe ei, am început să concertăm și prin alte locuri. Am fost la Tinerimea Română, dacă țin eu bine minte, la Institutul Cervantes, deci au fost concerte în diverse locuri. Publicul a început să vină în număr din ce în ce mai mare și am simțit că sunt interesați de acest fenomen. Chitara, orchestra miniatură, cum o numea Berlioz, fiind încă, să spunem, un instrument care atrage oamenii. A cincea ediție, din punctul meu de vedere, a fost cea care a fost așa ca un punct de cotitură, ceea ce s-a întâmplat anul trecut, în sensul că am devenit un festival internațional în toată puterea cuvântului. Am avut invitați doi chitariști de top, pe Carlo Marchione, care este un chitarist și un pedagog extraordinar, un tip nemaipomenit, cu înclinație către muzicologie, a avut și o conferință extraordinară la Universitatea Națională de Muzică din București, și pe Gabriel Bianco, să spunem, unul dintre lupii tineri din lumea chitară. Un virtuos? Da, un virtuos, un francez care a obținut multe premii în carieră, deși are, nu mai rețin foarte clar, în jur de 30 de ani. Ce m-a bucurat și ce m-a convins cumva să continui acest proiect este că sala de la conservator, sala George Enescu, a fost arhiplină. Deci am avut cele 280 de locuri ocupate la aceste concerte și m-am bucurat să văd că oamenii vin, sunt interesați, că ascultă cu drag acest instrument și pe chitariștii reprezentativi. Bineînțeles că am avut încă alte 6 concerte, având invitați chitariști de marcă de la noi. De altfel, anul trecut am reușit să construim într-un fel ceea ce acum este arhitectura asta a festivalului, adică, și voi povesti ce se întâmplă anul ăsta, vom avea 3 concerte cu chitariști de top din străinătate, care se vor desfășura la biblioteca, în aula Bibliotecii Centrale Universitare, pe 5, 12 și pe 19 noiembrie, de la ora 19. Înseamnă că festivalul va debuta în această seară. După câte știu, invitați
Sunt doi chitariști foarte buni care vor susține un recital. Da, într-adevăr, din punctul meu de vedere și nu numai, și critica muzicală și chitariștii, să spunem, recunosc acest lucru, Duo Melis sunt un duo, să zicem, de top 3 mondial, sunt printre cei mai buni din lume și sunt admirați pentru virtuozitate pe de-o parte, dar și pentru felul în care reușesc să transmită publicului emoțiile pe care le creează prin muzica lor. Deci va fi într-adevăr un concert extraordinar și zic eu într-adevăr un concert de deschidere pentru un festival care se anunță foarte frumos. Mai departe, ce putem vedea? Pe 9 noiembrie la Muzeul George Enescu veți putea asculta muzică scrisă de compozitori români. Asta este un obiectiv important al asociației pe care o conduc, Asociația Culturală Chitara Logos, prin care de altfel organizăm și festivalul. Mi-am dorit pentru că pentru chitară s-a scris foarte puțin la așa noi. Este. Compozitorii s-au oferit de acest instrument care are, să spun, pune anumite probleme tehnice, iar cei care nu-l cunosc au preferat cumva să evite acest instrument și m-am luptat cu ghilimele de rigoare de-a lungul anilor să-i conving să scrie pentru acest instrument. Am avut în acest proiect doi prieteni care m-au sprijinit, Gabriel Mălăncioiu de la Timișoara, care a scris 3 lucrări foarte frumoase în ultimii 3 ani, și Cătălin Ștefănescu Pătrașcu, colegul și prietenul care este titularul catedrei de la Conservator. Ei au scris lucrări și anul acesta, însă mă bucur că lor li s-a alăturat unul dintre cei mai importanți compozitori români și un compozitor foarte bine cotat pe plan internațional, este vorba de Dan Dediu. Va fi o seară în care un actor, Ștefan Nistor, va citi din cartea Orașele Invizibile a lui Italo Calvino, iar compozitorii pentru fiecare oraș au scris câte o lucrare. Vor fi 10 orașe, deci 10 lucrări în premieră absolută la Muzeul Enescu. Atenție, acest concert începe la ora 18, este singurul concert care nu începe la ora 19, ora obișnuită a festivalului. Este concertul dumneavoastră îl veți seconda pe... Da, este un proiect pe care l-am început acum 4 sau 5 ani la Muzeul Enescu și care poartă în titlu muzică. Am avut muzica nocturnă, muzica poetică, muzica del delfin, muzica perduie și iată muzica de le cita invizibili, muzica orașelor invizibile. Spuneți-mi, înainte de interviu m-am uitat pe programul festivalului din acest an și am observat că la Palatul Șuțu se va desfășura o gală dedicată tinerilor chitariști, organizați de fiecare dată așa ceva? Da, de anul trecut ne-am propus să, iarăși este un alt obiectiv important al asociației, să sprijinim foarte tinerii chitariști, pe cei care sunt foarte talentați, care impresionează pe de-o parte și prin numărul de premii pe care l-au obținut, însă și prin expresie, prin muzicalitate, că e important nu să creăm nu doar chitariști virtuoși, ci să creăm de fapt niște muzicieni. Și am invitat anul acesta din nou 4 copii, vom avea niște premii speciale pe care le-am primit din America, mai sunt niște oameni care ne sprijină și în felul ăsta le putem oferi și lor ceva concret, pentru că ei ar veni să cânte și fără nicio obligație, însă e o bucurie să știm că prin asociație reușim să le oferim și lor ceva în schimbul muzicii pe care și oferă publicului de la Palatul Șuțu. Am observat că în acest an, pe lângă lecțiile de maestrie, sunt organizate și o serie de conferințe dedicate, evident, chitarei. Ce teme vor fi abordate în acest an? Da, avem 3 lectori anul acesta. Unul dintre ei este István Konia, este lutistul invitat să cânte în festival, pentru că vom avea și un concert de muzică veche în festival. Țin foarte mult la acest concert și sperăm să-l avem în fiecare an. El va discuta aspecte stilistice legate de interpretarea la lăută din baroc și renaștere, deci un subiect foarte important pentru elevi și pentru studenți.
pentru că încă sunt, observ așa, spre exemplu, când ai mers la concursuri, încă sunt multe goluri, să spunem, în educația elevilor și chiar și a studenților în ceea ce privește interpretarea muzicii vechi. Deci un subiect foarte interesant și sper să vină număr cât mai mare. De asemenea, colegul Cătălin Ștefănescu Pătrașcu va vorbi despre rubato, despre expresia în muzică, deci are și un subiect important și frumos pentru cei care vor să știe cum să interpreteze muzica. Și Mihai Cojocaru, coleg chitarist, muzicolog, va discuta despre sonata în vremea lui de fapt la Giuliani, la Mauro Giuliani, unul dintre compozitorii clasici importanți pentru noi chitariști. Așadar, un festival cu un program încărcat, un festival așteptat, sunt sigur, atât de chitariști cât și de publicul meloman. Da, simt, repet, v-am povestit că anul trecut a fost sala plină și simt că și anul ăsta oamenii așteaptă ca festivalul să înceapă. Îi îndrum pe cei care n-au apucat încă să caute informații, ne găsesc pe www.seriledechitară.ro, acolo au informații despre fiecare concert din festival. Intrarea va fi liberă la toate concertele, cu excepția celui de la Muzeul Enescu, unde, mă rog, prețul biletului este modic, 6 lei. Dar acolo unde intrarea va fi liberă, trebuie să menționez că va fi în limita locurilor disponibile, pentru că, bineînțeles, că fiecare sală are un număr limitat de locuri și atunci vom primi public în limita acestora. Domnule Soare, mulțumim pentru timpul acordat. Vă urăm succes atât în activitatea pedagogică, cât și în cea scenică. Mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur că am avut prilejul să discut despre festival și vă așteptăm cu drag la concert. Și noi mulțumim pentru invitație.